Minecraft este un joc extrem de popular, cu o convenție sub centură, milioane de copii vândute și Microsoft în spate. Este în egală măsură un fenomen social, un titlu de succes, un joc legendar și o metodă prin care mulți artiști sau gameri se exprimă sau experimentează. Minecraft și experimentele merg mână în mână, dată fiind natura meta a jocului, update-urile frecvente și comunitatea care tot timpul împinge mai departe limitele acestuia. De la indivizi care s-au apucat să reconstruiască edificii maestoase până la gamer care lucrează zi și noapte la un mod sau un mod de conversie. Comunitatea a experimentat cu Minecraft ori de câte ori a avut ocazia și asta a prins la public foarte bine. Și odată cu intrarea în scena modurilor, Minecraft s-a schimbat pentru totdeauna, reușind să strălucească și mai mult, unii ajungând să tragă o paralelă între felul în care Mojang au tratat comunitatea Minecraft și Valve cu al lor Half-Life. Au incitat masele de jucători și le-au strânit creativitatea, iar asta a dat naștere unor moduri absolut geniale, unele dintre ele fiind chiar kituri de transformări complete, aruncându-te într-o nouă lume formată din cuburi, cu alte reguli și alte constante. Motiv pentru care am ales să punem cap la cap un top al modurilor de Minecraft pe care trebuie neapărat să le instalezi dacă vrei să obții tot ceea ce este bun în această creație a lui Notch. Probabil unul dintre cele mai utile moduri din listă este Journey Map. Asta doar prin prisma faptului că te ajută să ai o idee despre ceea ce te înconjoară și unde trebuie să te duci. Oferă un minimap care face explorarea jocului mult mai ușoară, definește mai bine un traseu și evită acele momente când te pierzi și nu mai ai nicio idee unde te afli. Mai simplu, dacă vrei să nu ai un moment Hansel și Gretel, recomandăm instalarea acestui mod sau altfel succes la adunat firimituri. Cu peste un milion de descărcări lunare și 24 de milioane de download-uri totale, Journey Map este suportat de toate versiunile până la 1.12.1. Tinker's Construct este un alt mod util care îți schimbă perspectiva asupra crafting-ului în Minecraft. Practic îți pune la un loc o varietate de moduri, să modifici obiecte până când se transformă în altceva. Tulurile nu dispar, astfel se pot și redenumi. O forjă mai specială care permite diverse combinații, rezultatul fiind iteme unice ce te pot ajuta activ în joc, cu aproape un milion de descărcări lunare și 25 de milioane de descărcări totale, Tinker's Construct va avea asupra jocului vostru un efect de diablo când vine vorba de gear. Chisel este un mod estetic, nu funcțional, adresându-se mai mult celor care doresc să construiască diverse edificii sau să se distreze cu această parte a jocului, oferind o varietate impresionantă de modele de cuburi. Instalezi modul, craftezi un iron chisel cu un ingot de fier și un stick în diagonală și te bucuri de o tonă de cuburi numai bune pentru construit un Death Star. Craft Guide trebuie și el inclus, asta din simplul motiv că jocul are un număr mare de jucători noi, iar rețelele și alte elemente din joc nu sunt tocmai la vedere, motiv pentru care Craft Guide este obligatoriu pentru un jucător nou, pentru a înțelege ițele încurcate ale Minecraft-ului. Din păcate acest mod are nevoie de Forge sau Light Loader pentru a implementa acest mod, dar merită fiecare minut pierdut. Minecraft Comes Alive este și el un must în lista de instalări, asta pentru că îți populează lumea din jurul tău cu alte sate și mărește rata de interacțiune cu mediul. Joculi. Poți vorbi cu vecinii tăi, îți poți face prieteni, ba chiar trade tăind practic din latura Lone Wolf a jocului. Aduce puțin a Sims, dar pentru a putea aprecia acest mod, recomandăm instalarea în tandem și a pack de moduri numit Lots of Mobs, care îți va oferi o priveliște mult mai realistă, câteva animale noi și ceva dinozauri. Pe final am păstrat două moduri speciale pentru cei cu PC-uri mai zdravene, acestea storcând și ultimul dram de putere de procesare din sistem. Discutăm despre shader aici și în acest moment, unele dintre cele mai arătoase și mai bine optimizate sunt CUDA, și CS Shader, două mod pack-uri care îți vor face jocul să arate ca un AAA fără doar și poate. Dacă te ține sistemul și crezi că ai destulă putere de procesare, s-ar putea să se schimbe părerea ta despre cât de simplu este Minecraft.